a încercat și totuși a ieșit așa de biruitor. Și după ce a murit Iacov, tata lui Iosif, ce spaimă aveau cei 11 frați ai lui, că acum că a murit tatăl lor, precis Iosif o să se răzbune pe ei. Și vreau să aduc în vedere bunătatea lui Iosif care a avut-o. Și în versetele 19-22 din capitolul 50, Iosif le-a zis fraților săi, fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am îmbărbătat inimile. Foarte tare îmi plac versetele astea și văd bunătatea lui Iosif. Și nu pot să nu văd că avem nevoie și noi de bunătatea aceasta, să ne iubim unii pe alții. Și am o poezie de câteva strofe și aș vrea să o citesc. Adună-ne, Doamne, la unire, să fie o turmă și un păstor, să nu mai fie despărțire, ci numai dulce înfrățire și pace în cetatea sfinților. Adună-ne, Doamne, la veghere, să nu ne prindă gând vrăjmaș, nici murmurul amar de fiere, să nu ne aducă vreo cădere din harul dreptului făgaș. Adună-ne, Doamne, la altarul adevăratei pocăinți, ca să urcăm uniți calvarul și noi să nu se stingă jarul iubirii pe care toți cei sfinți, pentru toți cei sfinți. Adună-ne, Doamne, la răbdare, să nu vorbim prea mult, cu inima mulțumitoare, să fim mereu în așteptare, așa cum robii tăi te ascult. Adună-ne, Doamne, la iubire, să fim un cuget, toți și un gând, nedespărțiți, într-o simțire, să așteptăm a ta venire, să te slujim prin Duhul Sfânt. Amin. Amin.